în timpul petrecerii, Maria voia să-și amintească serios de anii de școală, așa că se așezase în postura de profesoară în fața elevului Ștefan. Unde se deschide catalogul astăzi? O să ascultăm. Sunt profa de sexologie. Sandu Ștefan Alexandru. În picioare. Cine? Sandu Ștefan Alexandru. În picioare. Lăsați paharul. Cum preferați să fiți ascultat? Oral? Matinal. În picioare? Sau în jos, în banc? Oral. Oral? Da. Spuneți-mi o poezie, vă rog. Eu sunt dat cu capul chel, fugit din coteț în el, am venit să spun acum, noapte bună și cu cu. Să vă zic o poezie? Da. Draga mea, Mariuca, anul ăsta școlar, cred că iau premiul întâi. De ce? Că am descoperit dragostea vieții mele aici. La bancă. Roleplay? Yes. Becali, Maria, Ioana. Absentă. Absentă. Barbu, Alexandru. Absent. Constantescu, Marian. Absent. Absent. Popescu, Maria Elena. Prezentă. Prezentă. Doamna Popescu, având în vedere că colegii dumneavoastră toți sunt absenți, sunteți singura aptă pentru a răspunde la ora de geografie. Să înțeleg că sunteți proful de geografie. Numai profesorul vorbește. O să vin la meditație. Vreau să fac pregătire la dumneavoastră. Maria Popescu, 4. Următorul? Domn profesor. Popescu, Elena Maria. Prezentă! Doamna Maria Elena, ați învățat lecția de azi? Da. Da? Ați dat tabla să demonstrați. Domn profesor, am emoții. Ați dat tabla să demonstrați. Am emoții. Nu mă interesează, emoțiile se pierd. Luați această riglă. Arătați-mi unde este Mărăcești. Aici. Greșit. Unde e Mărăcești, domn profesor? Unde este doamna Maria Târgu Mureș? Pe aici, pe jos. Da. Nu? Pe sus. Stai că știam. La mine test peste fulger. Unde e? Unde e? Ori în 15 secunde demonstrați, ori nu știți. Târgu Mureș. Bun. Hai, mai zi, mai zi. Piatra Neamț. E Moldova. Pe aici, pe undeva. Da. Ia să vedem. Unde este Hârlău, domn profesor? Hârlău? Hârlău. E lângă Hârlău. Unde e Hârlău? Ia să vedem. Unde este Lotru? Unde este râul Lotru? Râul Lotru? Lotru. Asta este râul Lotru. Da? Cred că nici nu-i râul ăla. Ia să mai vedem, doamnă. Permiteți așa să se poarte elevele cu neastră? Vă salutăm. De acum încolo... Aveți de la mai speți elevi. Dar ce sunt? Colega mea. Vă băgați în cancelare? Nu. Vă avesez mai mult atât. M-a dus la inspectorat? Nu. Dar? Tot la patul copilul la Pufiști. Palma, ai greșit! La vreo oră distanță de la acest schimb de roluri provocator, Ștefan și Maria se găseau pe terasă vorbind despre o pasiune de-a lui. Abia aștept. Ce? Să-mi fac și-o damblaua în cușcă. Ți-ți promit. La fiecare ruptul care o dau, o să pierd.
Cum adică am promis că la fiecare lună? Exact. La fiecare lună care îți dau un coș, că nu o să pierd. Eu mă știu cum sunt. Și dacă e ceva mă va surprinde, înseamnă că m-am învățat. Vreau să fiu lângă tine, iubire, mereu. Și tu știi asta, dar nu pot să mint că nu mi-e nici frică. S-a nevoie de tine, de un psiholog, de un antrenor bun și de un om care e bun pe tine și respirație. Așa, o nebunie de-a mea. Tata a fost ring, când a fost boxor, când a fost TRC și a fost boxor bun și vreau să fiu și eu, să mă văd pe mine cum sunt. Cel mai important, dacă am susținerea ta, s-a mai câștigat. În tot. Eu te susțin. Chiar în tot. Știi că te susțin în orice și o să fiu tot timpul acolo, în spatele tău. Da, ia uite cine s-a uitat la multe filme de specialitate. Haide să nu exagerăm totuși. Dar la ce filme te gândești tu? Am crezut că te uiți la ce serialiceni, adică da, la asta păi, mă gândeam. Da, tu te-ai gândit la altceva, Maria? Nu, tocmai fix acolo. Maria, nu știam că știu jos șah. Mihai, tu mi-ai lăsat trandafirul în bancă? Da, ne-am distrat și noi puțin. Da, v-a distrat? Da, a fost. Dar m-am amintit de liceu, de... Mi-a dus cu gândul. Chiar la a fost ce? Frumos. La toate orele, doamna Simona, la toate orele. Fiecare parte a avut un rol la nume. E așa făceai tu cu profesora? Da, am fost un elev model. Am fost un elev model. Am înțeles. Mai fac și eu o dată să-mi spun. Și tu, Maria? Că tu erai cu ideile. Haide, eu am fost doamna Simona, eu chiar am fost un... Ia ce, doamna Maria, ia. Eu chiar am fost un copil elev. Un elev copil, de fapt. Un copil model, elev model, frate. Am fost un elev model, să știi. Așa, și acum îți puneai în aplicare toate fanteziile pe care le-ai avut, nu? Și n-ai putut la școală. Da, nu puteam. Da. Ce ziceți, doamna Iuliana, de cum își petrec timpul acești doi tineri, aceste tinere speranțe ale... Sunt niște amintiri frumoase. Da! Și copilăria și, în general, dacă ne aducem aminte cu toții de copilărie, de generală, de școală, sunt niște amintiri frumoase. Da. Nu pot să vă...